Fauge, mesaj vehement CSM, după solicitarea privind protocoalele SRI, CSM nu are atribuții privind declasificarea protocoalelor. Presubliniere dintele Uniunii Naționale a Judectorilor din România, UNJ, Dana Gârbovan, susține că CSM nu are atribuții în a verifica legalitatea protocoalelor dintre SRI sublinierei Ministerul Public, ci obligația se cear de clasificarea acestor inginerii. CSM nu are atribuții în a verifica legalitatea protocoalelor secrete dintre SRI sublinierei Ministerul Public, ci obligația, ca garant al independenței justiciei, se cear de îndat de clasificarea acestor inginerii sublinierei publicarea lor, scrie Dana Gârbovan într-o postare pe pagina sa de Facebook. Ea arată ce marci plenul CSM a votat suplimentarea ordinii de zi cu 4 puncte, toate vizând lemurirea spinoasei probleme a relației dintre justiție sublinierei serviciile secrete, arhiva SIPA, verificările făcute de XAT dacă sunt sau nu oficeri în justiție, vizitele unor magistrați pe la diverse case conspirative ale SRI sublinierei protocoalele se Ministerul Public. Privind ca protocoalelor dintre SRI sublinierei Ministerul Public sau orice altă entitate autorității judectore subliniere TI, soluția CSM trebuia să fie una simplă subliniere imediat. Se cear procurorului general de secretizarea de îndată oricrui protocol semnat între Ministerul Public sau orice alt structuri de parchet subordonat, sublinierei SRI sau orice alt serviciu de informații, susține Gârbovan, potrivit Ager Press. Potrivit acesteia, solicitarea vine în contradicție cu competența constituțională a Consiliului Superior al Magistraturii. CSM-ul, sublinierei cu atât mai mult inspecția judiciară, nu are atribuții nici în ceea ce privește subliniere de procedura de clasificării protocoalelor încheiate între Ministerul Public sublinierei SRI sublinierei nici în ceea ce privește subliniere de analiza legalităților. Legalitatea unui act se constată de cetre instanțe, nu de cetre CSM sau inspecția judiciară. Spunderea pentru aceste protocoale sublinierei decizia privind declasificarea lor aparține exclusiv acestor instituții, care nu se pot deroba de ele sublinierei se. Sublinierea declină răspunderea propriilor decizii la alte instituții, sublinia spre subliniere dintele UNJ. Prin urmare, arată Gârbovan, CSM trebuie să ceară procurorului general Augustin Lazăre să declasifice de îndată acele protocoale cu SRI sau orice alte servicii de informații. Abia după ce aceste protocoale vor fi făcute publice, se va putea evalua eventuala lor legalitate, adaugă ea.